Informațiile acestui moment, două minore aflate în îngrijirea unui centru de plasament din Vaslui ar fi fost abuzate sexual de un tânăr de 22 de ani. Individul a câștigat încrederea angajaților de DGASPC după ce s-ar fi prezentat ca fiind trimis al unei fundații umanitare. Așa ar fi obținut de mai multe ori învoire să le scoată din centru pe fetele de 12, respectiv 13 ani. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Totul a ieșit la iveală după ce chiar cele două adolescente ar fi povestit prin ce au trecut psihologului de la Protecția Copilului, care le consilia săptămânal. Așa s-a aflat că tânărul de 22 de ani le abordase pe copile în apartamentul Direcției pentru Protecția Copilului Bârlad, unde acestea locuiesc. Spune că face parte dintr-un ONG și care vrea să le ajute, după care au intrat în apartament și acolo au văzut ce se întâmplă. După ce le-ar fi câștigat încrederea, individul ar fi obținut permisiunea să le scoată din centru, apoi le-a abuzat sexual, spun fetele. Totul s-ar fi întâmplat într-un parc din oraș. Rușine să le fie. Altceva ce să mai spun. Rușine să le fie că au făcut gestul ăsta. Ei n-au copii? Nu se gândesc la copiii lor? Dacă le faci cineva tot la fel, cum le vin lor? După ce fetele și-au făcut curaj să destăinuie ce s-a întâmplat consilierului psihologic, acesta a alertat autoritățile. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu minor, urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs fapta sesizată. Este anchetă și în cadrul instituției care ar fi trebuit să le ofere protecție fetițelor aflate în grija statului. Noi facem ancheta internă, atât prin corpul de control de la direcție, cât și prin șeful de centru de la Bârlad. Cei care au fost de servici, care au permis ca o astfel de persoană să intre în apartamente, au greșit. Vom lua măsurile care se impun. Deocamdată, suspectul este în libertate, deși plângerea la poliție a fost depusă în urmă cu 3 zile. Mai mult, în acest timp, presupusul pedofil s-ar mai fi perindat pe la centrul unde copilele sunt internate.